Problemele lui Andrei Ionuț Cocârlău au început în 2016, după ce tânărul a cerut alături de alți colegi înscris primăriei Drăgănești-Olt decontarea abonamentului de transport în comun. Până în momentul în care am ajuns să facem o cerere individuală la primăria orașului Drăgănești-Olt, și mă refer cu facem mai mulți elevi navetiști, prin care am solicitat să ni se deconteze abonamentele de călătorie și să fie obligată firma de transport în comun să acorde reducerea de 50% la abonamentele elevilor. Plăteam pentru o distanță de numai 14 km 180 de lei pe lună, iar potrivit dispozițiilor Legii Educației Naționale trebuia să plătim 90, adică jumătate din sumă. Eu am fost băgat în comisia de disciplină a elevilor pentru un simplu motiv invocat de doamna director, pentru a mi se cerceta comportamentul. Nu era nicio abatere disciplinară la acea dată, deci nu puteau să vorbească de o abatere disciplinară și au zis că îmi se încerceteze comportamentul. Nu știu, a fost ceva preventiv, presupun, al doamnei director. În cadrul acestei comisii de disciplină a început să mi se aducă mai multe acuzații. Demersul i-a atras reproșuri din partea dirigintelui și a conducerii școlii. În cele din urmă, elevul a fost și mutat disciplinar de la Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu la Colegiul Național Nicolae Titulescu Slatina. În această situație, adolescentul a intentat proces împotriva 61 de persoane și instituții, printre care directorul și directorul adjunct al liceului, dirigintele și profesorul de matematică, inspectorul școlar general și alți inspectori și chiar împotriva Ministerului Educației. Vorba de o rejudecare a unui dosar în care inițial s-a pronunțat o hotărâre de respingere în totalitatea cererii reclamantului, iar Curtea de Apel Craiova a casat soluția pronunțată de instanța de fond și a trimis cauza spre judecare la aceeași instanță, respectiv Tribunalul Olt. Prin hotărârea pronunțată în data de 7 iunie 2019, a fost de fapt două amânări ale pronunțării, o amânare inițială și o amânare ulterioară, s-a admis în parte cererea reclamantului, în sensul că s-au admis anumite capete de cerere petite, cum le zice instanța, în contradictorii cu Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, față de inspectoratul școlar, acțiunea acestuia și față de celelalte persoane fizice incluse în cauză, acțiunea acestuia a fost respinsă în totalitate. La începutul procesului, în 2016, tânărul era elev în clasa a 12-a, acum este student la drept. Inițial, dosarul a fost respins la Tribunalul Olt. Cauza a ajuns la Curtea de Apel Craiova, care a cerut Tribunalului Olt rejudecarea dosarului. Sentința a fost dată în 7 iunie și elevul a obținut anularea deciziilor date de conducerea Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu Drăgănești-Olt, dar și daune materiale și morale. Elevul oltean, care a reușit să-și anuleze sancțiunile disciplinare cu ajutorul magistraților, consideră că i s-a făcut dreptate. El este convins că sentința judecătorilor Tribunalului Olt va fi menținută și de instanța superioară. Implică anularea actelor administrative prin care i s-au aplicat sancțiuni și plata cu titlul de daune materiale și daune morale, cum ați văzut. 2300 daune materiale și 20.000 de daune morale de către Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu. Andrei Ionuț Cocârlău este primul elev din Olt care a dat în judecată liceul în care a învățat, ministerul și inspectoratul școlar, pentru că a fost sancționat disciplinar. La instanța de fond, după aproape 3 ani de plimbări a dosarului pe la mai multe instanțe, el a avut câștig de cauză.